Are you feeling uncertain about the future? Întrebarea mea este, când te gândești la viitor, te simți nesigur? Do you feel this strong desire inside of you to serve God? Simți o dorință puternică înăuntrul tău de a-i sluji lui Dumnezeu? But maybe are you just not sure the path that God has for you? Dar poate nu ești sigur care e calea pe care Dumnezeu vrea să mergi. So the spirit of prophecy tells us that by proclaiming the gospel that we actually have the ability to hasten the Lord's return. Spiritul profetic ne spune că proclamând evanghelia avem capacitatea de a grăbi venirea Domnului. So the power to hasten is a really powerful calling. Puterea de a grăbi venirea ne duce la o chemare deosebită. And this is our mission. De aici vine misiunea noastră. So we're a Seventh-day Adventist group based just out of Fograș in Berivoi. Suntem un grup adventist de ziua a șaptea, ne aflăm la Berivoi, Făgăraș, probabil știți locul. United around the mission of hastening the Lord's return. Și misiunea noastră este de a grăbi venirea Domnului. Welcome to the Berivoi outpost. Bun venit la avampostul Berivoi. So the name Berivoi actually comes from two words. Cuvântul Berivoi vine din două cuvinte. Ber and Voj. Ber și Voj. And this means to train soldiers. Și înseamnă practic a instrui soldații. And how fitting is that? Because Ellen White tells us. Și o denumire foarte potrivită, mai ales că sora White ne spune. That with an army of youth, how rightly trained, that the work can be carried to the whole world. Ellen White ne spune că printr-o armată de tineri bine instruită, solia despre Mântuitorul poate fi dusă în întreaga lume. There's actually a lot of messages to us in the spirit of prophecy about the kind of the relationship of an army. În spiritul profetic sunt multe solii care vorbesc despre au așa un limbaj militar, despre o armată. And that how fittingly she says that we can compare to an army. Și cât de corect este să ne asemănăm cu o armată. In this article in the Review and Herald. Este un articol aici din Review and Herald. Entitled Address to Young Men. Un mesaj către tineri. We read that Christ is looking for volunteers to enlist under his standard. Unde se spune că Hristos cheamă voluntari care să se să treacă sub standardul lui. And so that's what we're looking for. Asta căutăm și noi. We are looking for those that want to enlist in God's army. Îi căutăm pe cei care vor să se înroleze în armata lui Dumnezeu. And if this is you, we invite you to apply to our True Education Training Center. Și dacă tu ești omul acela, te invităm să te alături centrului nostru pentru educația adevărată. So if you're not sure what True Education is or you've heard that before, I highly recommend taking the time to study it. It's a study well worth the time. Dacă nu știți încă ce este adevărata educație, vă recomand să faceți un studiu care va merita fiecare clipă. But in short, true education is a total development. Pe scurt, adevărata educație presupune o dezvoltare holistică. We see it has to do with the physical, the mental, and the spiritual. Are de-a face cu partea fizică, mentală și spirituală. And this is exactly the same if we look in Patriarchs and Prophets. Exact același lucru îl găsim și în Patriarhi și Profeți. That this is the same curriculum used when Samuel started the school of the prophets. Acesta era și programa folosită de Samuel la școala profeților. We're told that this is how schools should operate. Ni se spune că acesta este modul în care școlile trebuie să funcționeze. We read that our schools are to be schools of the prophets. Ni se spune că școlile noastre trebuie să fie școlile profeților. But over time we've moved away from God's plan of education. Dar în timp ne-am depărtat tot mai mult de planul lui Dumnezeu pentru educație. We may not realize this because we're normalized into thinking about what success looks like, but through the world's eyes. Și trebuie să ne aducem aminte care e planul lui Dumnezeu pentru că începem să definim tot mai mult succesul prin ochii lumii. But when we actually start to compare education versus God's plan of true education, dar când începem să comparăm educația din lume cu planul lui Dumnezeu pentru adevărata educație, we can start seeing some really obvious differences. Diferențele sunt evidente. Literally every aspect of education today with the normal college environment goes against what God has planned.
Fiecare element al educației pe care o găsim în școlile lumii merge contra planului lui Dumnezeu. Everything from the setting to the methods of indoctrination, every aspect is there to ultimately take us our eyes off of Christ and remove opportunities for object lessons. Și puteți observa aici lista că în toate acestea încearcă să ne îndepărteze de planul lui Dumnezeu și de metoda lui de a preda. So just like the Israelites coming out of Egypt, we've been brainwashed into this mindset of what education should be. Și noi, ca israeliții care au ieșit din Egipt, am fost spălați pe creier legat de felul în care ar trebui să fie educația. We find that the reason that Samuel created the school of the prophets was to retrain the Israelites. Aflăm, dacă citim în Spiritul Profetic, că motivul pentru care Samuel a întemeiat școlile profeților era de a-i instrui în calea corectă pe israeliți, de a-i readuce la calea corectă. And she writes, to create a barrier against widespread corruption, moral and spiritual welfare, and to promote the future prosperity of the nation. Ni se spune acolo că au fost create pentru a crea o barieră împotriva distrugerii și a corupției răspândite, pentru a ajuta în războiul moral și spiritual și pentru a promova prosperitatea viitoare a națiunii. I feel we need the same thing today. Simt că avem nevoie de același lucru astăzi. And this is our desire. Aceasta este dorința noastră. And so we've spent months personally and the group has spent years looking at true education and how to make this a reality. Grupa Impact a petrecut ani de zile studiind și Rob însuși a studiat luni pentru a-și da seama cum să facem să devină realitate un plan. Ultimately, our formula is based on this quote. Formula la care am ajuns are la bază citatul afișat. We read here that the purpose is to restore man in the image of his maker. Citim aici că scopul este de a reface în om imaginea, chipul creatorului. Promote development of the body, mind and soul. Să promovăm dezvoltarea trupului, minții și a sufletului. That the divine purpose in his creation may be realized. Ca scopul divin pe care Dumnezeu l-a avut la creație să fie realizat. She says, this is the object of education, the great object of life. Ea spune că aceasta este adevărata ținta educației și marea ținta a vieții. And so we look through this, we see to restore, to develop and to realize. Și noi am accentuat cuvintele să refacă, să dezvolte și să realizeze, să împlinească. To restore, develop and realize. This is our curriculum. Pe baza aceasta am dezvoltat și curicula. And so we're forming up three terms. Vor fi trei termene, trei perioade. And these align around the growing season. Și le-am potrivit cu anul agricol. And so the idea of this is several fold. Ideile merg pe mai multe planuri. One core need on this is to help us actually see that living outside of the city is one, approachable. Un lucru pe care l-am dorit a fost să vedem că locuind în afara orașelor e un lucru realizabil. We hope that through this program we can make it actionable. Sperăm să îl punem în practică și să se vadă că e așa. And we hope to show that it's also sustainable. Și vrem să arătăm și că e sustenabil. The second piece on this is ultimately the summer term. Apoi urmează partea a doua, perioada de vară. And in this, the focus is developing character. Și scopul în această perioadă este dezvoltarea caracterului. The curriculum is going to be based around developing confidence. Materiile vorbesc despre a ne crește încrederea. And we'll be doing things that we didn't think was possible to do. Și vom face diferite lucruri care poate nu credeam că le-am putea face de unii singuri. And through these terms, we're going to be working with the students to understand what God has placed in them, what their natural talents are. Și în această perioadă vrem în special să lucrăm cu studenții ca să descopere ce a pus Dumnezeu în ei, care sunt talentele lor înăscute. And through this process, hopefully by this third term, și sperăm ca în acest proces, în ultima parte a lui, ultimul termen, we'll be ready to actually take action. Să putem chiar să acționăm. And each student will be creating a project plan. Și fiecare student va face un plan. Whether it's for starting an outpost. Un plan propriu, fie pentru a iniția un alt avampost, cum e cel de la Berivoi. Starting a missional business. Sau să pornească o afacere cu scop misionar. Or starting a ministry.
sau să înceapă un ministry. The idea is that after this program you should have the skills necessary and the mindset necessary in order to take action. Scopul nostru e ca la final să ai abilitățile, dar și stilul de gândire de care ai nevoie pentru a acționa. The hope is that through this process we hope to create practical, logical and spiritual future leaders. Ce ne dorim să iasă de acolo sunt viitori lideri care sunt practici, logici și spirituali, raționali. And so all are welcome to apply, but what we're really hoping to find is just a team of doers that have a heart for Christ and want to achieve something that maybe seems unachievable. Ce ne dorim e să avem o grupă de tineri la final care să aibă o inimă pentru Hristos și care să-și dea seama că poate să facă ceea ce El a lăsat. The hope is to instill a number of different characteristics and qualities. If I had a son, don't get Maggie excited, but if I had a son and he was let's say 18 to 24, 18 to 30, this is what I would be teaching him. I would not send him to college. I would teach him these skills. El face toate astea ținând cont și de background-ul lui. El a fost în armată, a ajutat la formarea mai multor startup-uri, a și mentorat diferiți tineri care voiau, de exemplu, să pornească o afacere și el își dorește să incorporeze mai multe trăsături de caracter în cei care vor participa și inclusiv dacă ar avea un fiu, el nu l-ar trimite la colegiu, ci la un centru de genul ăsta și l-ar învăța abilitățile astea pentru că îi se par mai importante în viață. Ultimately, what we're hoping to do is create a space that we can break free from the world. Ce ne dorim practic este să avem un cadru în care să ne depărtăm de lume, să cumva să ieșim din tiparele de gândire ale lumii, asta e ideea. And set our intentions of going all in for God. Și să ne concentrăm pe a fi implicați și a da totul pentru Dumnezeu. And hopefully in this space we'll be able to start building that personal relationship with Christ that we all need. Și într-un mediu ca acesta să dezvoltăm relația aceea personală cu Hristos de care e nevoie. Away from the distractions of the world and an environment where we're learning object lessons the same way that Jesus taught them. Să ne depărtăm de lucrurile care ne distrag din lume și să fim într-un mediu în care să învățăm lecțiile acelea de viață așa cum Hristos a predat parabolele. So you can go and find more information at berevoyoutpost.com. Mai multe informații găsiți pe berevoyoutpost.com. Momentan sunt în engleză. And on this, it actually has an outline of our curriculum. Acolo este prezentat așa în mare și programa de studiu. You can also email admissions@berevoyoutpost.com. Puteți da și un email la admissions@berevoyoutpost.com dacă aveți întrebări. You can also follow our Instagram account. We actually ran a pilot on this of this program in July, and you can kind of see what the pilot looked like. Am avut și un program pilot în luna iulie, așa că dacă intrați pe Instagram, ne găsiți și acolo și vă puteți da seama cam cum arată. The idea is that we'll start the school as of March 1st. Ideea e că înscrierile încep acum duminică pe 1 și pe 1 martie începe prima tură. And so if you're interested in this, here's the advice that I give. People come up to me and they ask me, "Rob, I don't know what God's will is for my life." Poate că sunteți interesați de lucrurile astea și chiar mulți au venit și m-au întrebat: Doamne, Rob, vreau să știu voia lui Dumnezeu pentru viața mea. And so the answer I give is, and I give this answer probably twice today. Și dau mereu același răspuns, chiar azi l-am dat deja de două ori. Is through my life I don't know what God's will is for me all the time. Nici eu nu știu în viața mea mereu care e voia lui Dumnezeu. And when I pray, God, show me what your will is. Și când mă rog, Doamne, arată-mi voia ta. A lot of times I don't understand how to hear him to know what his will is for me. De multe ori nu știu cum să-l aud și să înțeleg care e această voia lui pentru mine. So, I do something different. Așa că fac ceva diferit. I pray that God closes every door in front of me except the door he wants me to walk through. Mă rog ca Dumnezeu să închidă toate ușile pe care le-am înainte, cu excepția celei pe care vrea să merg. Get used to disappointment. Și să mă obișnuiesc cu a fi dezamăgit. But at least you know when you're walking forward is the path God wants you to take. Dar cel puțin atunci știi, atunci când înaintezi, că ăla e pasul pe care Dumnezeu vrea să-l faci. So if you're willing, pray that God closes, if you think that maybe this is something you want to do, and you're willing to, pray that God closes every other door except for this one. Dar ți se pare că asta ar putea fi voia lui Dumnezeu pentru tine, roagă-te ca El să închidă toate celelalte uși pentru tine, cu excepția acestea. Because that's what I did. Așa am făcut și eu. Kicking and screaming, to some degree. A fost destul de greu. But I'm all in. Asta, dar acum sunt implicat. I pray that God gives you understanding in the path and look forward to seeing many of you there.
Sper că vă veți ruga ca Dumnezeu să vă arate drumul și sper că vă voi întâlni pe cât mai mulți dintre voi acolo. Thank you.